pentru legea USR de eliminare a suprataxării muncii part-time, am primit răspunsul premierului PNL Nicolae Ciucă că se opune acestei inițiative legislative. A trimis oficial punctul de vedere negativ al guvernului, invocând faptul că presupune că există mulți antreprenori care declarau 2-4 ore de muncă și trebuie să încadreze cu normă întreagă contractele angajaților pe care aveau cu normă parțială. Cerem însă senatorilor și deputaților PNL, tuturor celor care se mai consideră de dreapta, să se dezică de punctul de vedere negativ al premierului Ciucă și să voteze legea noastră în comisii. Pentru că am auzit și am văzut în presă multe declarații ale membrilor Parlamentului PNL, conform cărora și aceștia ar susține eliminarea suprataxării. Cifrele din teren arată foarte clar nedreptatea acestei măsuri. Doar unul din 10 contracte cu normă parțială a ajuns să fie transformat în contracte cu normă întreagă. Dacă ne uităm la numărul de contracte încetate, ordinea domeniilor afectate este următoarea. 76.000 de contracte încetate cu normă parțială în învățământ. 38.000 de contracte cu normă parțială încetate în comerț. 26.000 în domeniul transporturilor, 26.000 în domeniul administrație și suport și peste 21.000 în domeniul Horeca. Și acestea sunt rezultatele doar până la sfârșitul anului trecut. Numărul contractelor cu normă parțială închise crește. Asta în condițiile în care România, chiar și înainte de impunerea suprataxării, avea 4% din contracte cu normă parțială, deși există țări în Uniunea Europeană, Olanda, de exemplu, unde unul din două contracte au normă parțială, iar media Uniunii Europene este de unul din patru contracte. Deci noi deja eram cu de 10 ori mai puține contracte cu normă parțială decât alte țări și cu de 5 ori mai puține decât media europeană.